În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, prasnic după prasnic ajungem și sărbătorim și fiecare prasnic ne vorbește nouă despre Dumnezeu, lucrările Lui și despre așteptarea Lui ce o are față de noi. Astăzi avem o Sfântă Evanghelie deosebită pentru noi. Și dacă o citim de la Marcu 1, 1 cu 8, vedem ce lucruri interesante și importante ne spune nouă, creștinilor, ca să știm noi ce să facem și cum să lucrăm noi în viața aceasta pentru noi, pentru fiecare. Și ni se spune așa la Marcu 1, 1 cu 8, începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris la prorocul Malachi și Isaia, iată eu trimit îngerul meu înaintea feței tale care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte carele lui, Ioan boteza în pustie, provăduia botezul pocăinței în a păcatelor și așeau la el tot ținutul iudei și toți cei din Ierusalim se botezau de către el în rolul Iordan, mătruisindu-și păcatele. Și nu era îmbrăcat în haina de păr de cămilă, avea cingătoare din piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și provăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căria. nu sunt vrednic plecând numai să-i în lor, Eu am botezat cu apă, el însă va boteza cu Duh Sfânt, iubiți frați creștini. Vedem dintr-un început un mare lucru și anume, scrie aici în Evanghelie, Iată eu trimit înain, îngerul meu înaintea feței tale care va pregăti calea ta. Oare ce înger va trimite Dumnezeu? Nu trimite un înger nevăzut, ci trimite pe Sfântul Ioan Botezătorul. Pe el îl trimite să pregătească calea Domnului. Și -au fost când și-au fost cândva chiar îngeri înaintea oamenilor să-i pregătească pe oameni ca să împlinească o misiune. Și vedem asta în Sfânta Scriptură, de exemplu, la Gedeon din Legea Veche. Un înger vine care spune că el va izbăvi poporul de asupra vrăjmașilor. Și când vine se arată Domnul este cu Nicole, Gedeon a zis, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ne-au ajuns pe noi toate necazurile acestea? El parcă are credință, dar o are mai slabă. Dacă Domnul e cu noi, de ce ne lasă? De ce are? De ce o are? El știa de ce, poate a uitat, și anume pentru că cei din Israel au lăsat pe Dumnezeu. Ei s-au de Dumnezeu, erau departe și tot ziceau, de ce oare suntem în neajunsuri? Dar Dumnezeu este al nostru, pentru că voi v-ați depărta de El. Și ca totul să creadă mai mult, El cere semn. A văzut înger din cer, precum a văzut cândva și Zaharia, dar El cere semn. A cerut semn ca să-i se dea lui, ca să creadă și să lucreze. Și iată ce zice el. Apoi iată eu întâi întind aici în arie lână ce-am tuns, ce va fi rău numai pe lână, iar încolo peste tot uscăciune, atunci voi ști că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai zis. Și s-a făcut așa și a doua zi, s-a scoat Gedeon, de zi de dimineață, s-a apucat să soarcă lână și a stors roă din lână, un vas plin cu apă. Păi a zis iarăși Gedeon către în Domnul, nu te mâni pe mine dacă am să mai zic o dată și dacă am să mai fac, să mai fac numai o încercare cu lână. Să fie uscată numai lâna, iar peste tot locul să fie rouă. Și a fost așa, Dumnezeu în noaptea aceea, și a avut Dumnezeu în noaptea aceea, a fost uscăciune numai pe lână, iar peste tot locul a fost rouă. A văzut pe înger, Dumnezeu a lucrat pentru el și s-a împlinit cererea și dorința. Altă dată vedem cum înger din cer vine la feșora Marea și vestește nașterea, iar ea crede. Vedem că la păstori vin îngeri e trimit la Betleiem, iar ei cred la proroci, primesc de la Dumnezeu poruncă doar și îi ascultă și împlinesc. Prorocul Isaia, Remezi, Gris, Daniel și ceilalți, pe cei șaptezeci de de Iisus să-i pregătească loc pe unde va merge și ei se duc. Vedem ce înseamnă să poți să ai chemare să fii trimis și să-ți împlinești misiunea. Sfântul Ioan Botezătorul vine cu misiune sfântă și numele ce îi se dă de înger e mare. Nu-i numit om, ci înger. Noi n-am cu să zicem la cineva că e înger, Dumnezeu așa spune despre el, că e înger. Și el vine cu scop bine determinat, așa nume, să-i pregătească pe oameni să știe cine este cel care vine, Mesia, să știe pentru cine vine, pentru toți oamenii, să știe pentru ce scop vine, pentru mântuirea lor. Asta o face. Și iată le spune, el vine să gătească calea Domnului în inimi. Să deschide inima omul ca Iisus să poată intra. că cum a deschis cândva acea femeie Lidia și a crezut să botezadia și toată casa ei. Așa vrea Dumnezeu să facă. Dar Ioan a lucrat, misiunea și-o împlinește, nu dă înapoi nici măcar o clipă, nici măcar o zi. Ca și un înger stă non-stop în slujba sa până la moarte. Dar dacă a lucrat, a lucrat cu credință și cu dragoste, s-a Când Cândva era vreme de război, Iată acolo undeva pe un deal înalt, lupte crâncene și dușmanul s-a retras, dar rămân mulți răniți acolo. E chema medicul să meargă să-i ajute. S-a dus, dar dușmanul răspundea cu glonțe, iarăși, dar el s-a dus. Rând pe rând i-a evacuat de acolo și ne unii, dar unde e doctorul ce? Mai are, încă mai are, se grijească și apoi le dea drumul de acolo. Până la ultimul, abia ultimul a plecat și doctorul. A stat și el să-și împlinească misiunea. Dar, dacă e așa, Dumnezeu vrea și prin oamenii se spune și noi să plinim misiunea noastră și chemarea noastră și noi suntem chemați de Dumnezeu să lucrăm pentru misiunea noastră, că și dacă nu lucrăm noi bine. Iar Ioan, ce putem spune despre el? El boteza cu botezul pocăinței, spre păcatelor, așa boteza el. Botez de Dumnezeu poruncit și de Dumnezeu rânduit. Și el este omul smereniei smerit la locul lui. Dar vine să indice ceva la oameni, calea către cer să o străbată. Știți, poate toți mergem pe drum cu mașina, vedem pe drum din loc în loc niște borne, kilometrice, și ne spune cât e până acolo sau ce ori până unde suntem sau când suntem, să știm și știm că suntem pe drumul cel bun. Și dacă le urmăm, mergem bine. Și Ioan ne spune să mergem pe acel drum, să-i gătim calea Domnului, să mergem pe Dumnezeu. Precum noi la Gedeon, porul s-a rătăcit, noi nu cumva să stăm în rătăcire, ci să venim la Dumnezeu. Să știm să-i slujim mai bine. Și mai mult, că de multe ori ne slujim doar nouă și intereselor noastre. Uităm să slujim pe Dumnezeu. Ioan a slujit cu zmerenie și el spunea despre Iisus Hristos când vorbea și oamenilor că el nu-i să se plece să dezlege coreaua încălțămintelor. Alții s-au mândrit. Vedem pe acel fariseu mândru cine e el și nimeni nu-i ca el. Sau pe acel goliat, îi se părea că lume, a dormit la picioare, dar a fost biruit. Deci nu s-a aștepta, dar care lupta cu ajutorul lui Dumnezeu. Frați creștini, era cu credință Ioan. Și mulți au avut credință. Vedem pe un sutaj lăudat de Iisus Hristos, pentru credința Lui. Și nu ne zice credință dacă vrem să pregătim calea Domnului, să facem drepte cărările Lui și noi. Dacă n-am făcut-o, o putem face. Cândva un om era într-un cimitir și a zis așa, oare ce e aici și cine zace aici, cine stă aici? Merge la o cruce și vede scris decedat 1948 a dormit 1982 se întreabă păi cum vine asta? a umblat mortul prin lume sau ce s-a întâmplat? a decedat și apoi pe urmă am mai umblat prin lume. Oare se poate așa ceva? N-am auzit niciodată ca un mort, dacă e mort, să umble prin oameni și atâția ani, atâta vreme, să se și ieși pe gruce. Și n-am auzit despre așa ceva vreodată, că doar nu-ți dai parte de locul ăsta, ca el mortul să umble printre oameni. S-a interesat. Și ce a aflat? Acel om, în 1948, când se zice că a decedat, practic el atunci a murit pentru cele rele. A murit. A lăsat la o parte necredința, a lăsat la o parte mândria, a lăsat la o parte beția, a lăsat la o parte vorbarea și celelalte și a venit la credință la Dumnezeu. A venit. A pregătit calea Domnului, cum se spune și azi în Evanghelie. Și a credut în Iisus Hristos și l-a slujit. Iar pe urmă, chiar când și a murit, dar atunci, a scris precurce, a dormit într-un Domnul. Cum zice Iisus despre cei morți, a dormit. La a scris, decedat. El atunci a murit pentru cele rele și a înviat pentru Hristos și a umblat pe pământ până când a dormit într-un Domnul. Interesant lucru, dar și de mirare, dar a făcut-o. Ioan Botezătorul îi cheamă pe oameni la această trezire, vrea să le spună, pocăiți-vă sau schimbați-vă, Deveniți altfel. Dar nu să schimbi hainele. Nu asta. Nu să schimbi fizionomia. Să schimbi inima. Sufletul. Viază felul de a fi. Să fii neapărat credincios. Neapărat să ai nădejde, să ai dragoste, să ai fapte bune, să ai merine, să ai pace, să ai celelalte. Neapărat fapte bune, atunci te-ai schimbat când le-ai împlinit pe acestea. Dacă nu, atunci ai rău. Uneori omul face ce face și aude aceste cuvinte, dar nu le împlinește. Oare, dacă cineva trebuie întreba, omule, Vrei să fii bolnav la suflet? Ce ai zice? Nu vreau. Vreau să fiu sănătos. Dar atunci, de ce nu te faci sănătos? Știi cel rău? Că înseamnă în tine mândria sau lăcomia sau răutatea sau neiertarea sau dușmânia, sau altceva, îți face sufletul bolnav. Și tu stai în boală și îți place că stai. Oare e bine asta ce faci? Oare tu zici că nu vrei, dar de ce stai acolo dacă tu știi, dacă tu ești așa? Ce rău te face bolnav și să stai acolo bine și să slosim rău sufletul și apoi și dincolo să fie și mai rău? și tu tot o stai. De ce are? De ce? Nu știm de ce, dar ai ales-o. Și alegerea este a ta și ți aparține. Ioan Botezătorul face un anunț prin Evanghelia de astăzi. Un anunț deosebit ce ei v am pe voi cu apă, el însă va boteza cu Duc Sfânt. El vestea pe Iisus Hristos, pe Mesia și le spune, uite, eu botez cu apă. Acela însă face altceva, acela botează cu Duh Sfânt. Diferența e mare ce îndemne și între el. Eu sunt mic și el e mare, va aduce altceva pentru voi, va da altceva vouă. Vedeți, Ioan anunță din vreme tocmai ca oamenii să știe și să îl primească. Lucru important pentru suflet, pentru oameni. N-am zis doar creștini, ci pentru toată lumea e important să creadă în Isus Hristos și să-L slujească. Cândva era război și vedem că Anglia, care atunci și ea era război, la început a suferit înfrângeri deosebite. Poporul și oamenii ceilalți aduc atunci la cunoște pe unul, pe unul ciurcil. Până atunci a uitat. Dar el a venit acolo și le-a vorbit zicându-le, fraților, eu am venit, dar trebuie să fim în stare să dăm noi, zicea el, sânge, muncă, lucru trudă și sudoare. Și au zis ei, dăm, dar să ajungem la victorie, dăm. Și au dat. Le-a cerut și au dat și au ajuns unde au visat. Acum, ca tu să poți ajunge să vii cu Hristos și la mântuire, de ce nu ești în stare să rapsi puțin? De ce oare? De ce oare nu rapsi pe altul? Sau de ce oare rapsi răul? Când n-ar trebui să-l rapsi. Răul din tine, zic. De ce oare nu și să trudești? De ce oare nu și să slujești? De ce oare nu și să jerfești? Ca să ajungi să-l biruiești pe cel rău. Unii se dea în jurul lui, lui, acelui ciurcil, tu vină la Iisus Hristos și stai lângă el și cu el și el îți dă biruința sigur Ce dă sigur acela zice că le dă, dar nu știa încă dar dacă vii la Iisus Hristos el sigur ți-o dă nu te lasă fără ea nu te lasă și are putere să ți-o dea Oare cum de are? Vezi, la vie atunci de a învia, Iisus știu ne-a fost cu sufletul sau cu Duhul? El s-a coborât la iad și a biruit pe cel potrivnic. S-a dus la el acolo acasă. L-a biruit acolo. Și a dus și Evanghelia pentru cei ce erau acolo. Și le-a vestit-o celor de acolo, Evanghelia. Ca să poată ieși care vor de acolo. Al lui Iisus și pentru cei morți. Arată că pe cel care era rău, pe îngerul căzut, acum iată ia puterea și ne, nouă, veniți la mine și Ioan pregătește oborul tocmai să-l primească pe Iisus și și ce gătiți cale bună, pavează calea către inimă cu bunătate, cu minostivire, cu blândețe, cu răbdare. fă așa ca să poată intra, dar să pui și credința acolo, știi să fie. Și apoi cu drag să-l aștepți și cu drag să-i deschizi ușa inimii. Așa ne așteaptă pe noi și așa ne vrea. Era un despre Iisus Hristos le-a vorbit celor de acolo zicând el vine în urma mea, cel care este mai tare decât mine, zice el, despre Iisus vorbea și la el îi va chema pe oameni și pentru el botează pe oameni. Și oamenii, oamenii trebuie să pregătească calea. Fă o creștine, pregătește o și fă loc la tine. El e mai tare decât oricine. Ioan numit de Dumnezeu înger, că așa trăi viața. Și a fost solul lui Dumnezeu pentru oameni și sol și pentru noi rămâne. Dar vrea Ioan să ne aducă la Dumnezeu. Vino! Pregătește calea și stai cu cel de sus ce a venit pe pământ pentru noi toți. Amin! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în veci vechilor. Amin.